Salutare tuturor, eu sunt Link și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. E bine că v-am promis și în episodul trecut, dacă se vor strâns sau, mă rog, s-au strâns ele și 700 de like-uri plus, astăzi va apărea un nou episod. Un nou episod în care o să tunăm o mașină clasică, dar înainte de toate trebuie să o achiziționăm. Ia să vedem pe unde e la, nu știu dacă e la Legendary Motorsport. Uite, asta ar fi o idee. Astea două. Ala Bala Portocala. Ok, pe asta o luăm. Roșu, oricum mă schimbăm culoarea. Hai să băgăm în apartamentul ăla, că nu mai avem loc aici. Ok, bun. Până vine, hai să scoatem și noi o mașină. Uite că nu știu pe care. O voi scoate pe asta. Să ne plimbăm un pic până vine mașinuța. Și nu uitați, mâine o să apară, nu știu exact, un vlog în care vă mai spun eu niște chestii de la DreamHack. Eu încă nu știu cum a fost la DreamHack, nu știu ce am făcut pe acolo, pentru că episodul este filmat cu mult timp înainte ca să merg la DreamHack. Dar sper să spun că o să fie super șmecher și am mai avut vloguri de la mine pe parcursul în care am fost la DreamHack, dar mâine o să fie ceva mai special. Și v-aș ruga să apăsați și voi la acest clip butonul de like, pentru că ăsta e singurul mod în care îmi puteți da mie de gândit și să vă dovediți totuși faptul că eu pentru voi reprezint cineva și că chiar îmi apreciați munca pe care eu o depun. V-am zis că am muncit foarte mult ca să realizez aceste clipuri în avans, mai ales de GTA singur este foarte greu să faci clipuri, de aceea am tot tunat mașini. Bun. Sper să vină cât mai repede. Ia să-mi, ce burnout i-am pus eu la asta? Albasul, cred. Ia o, ce burnout și mi-e chiar scoate. Chiar sunt curios, n-am tunat niciodată o mașină clasică și sunt curios cum arată. Mamă, hai că v-a plăcut asta. Nu mai primești noi cu mașinuța până vine cea pe care am comandat-o, ca să mergem să o tunăm. Ok, crezând că a venit, că a făcut aia bling. Dar sunt pe susține singur, da, sunt pe susține singur. Aproape am și level 32. E asta, când încerc să fac o schemă aici. Dacă nu mi-ar și frama, nu mi-a ieșit, că mi-a framat și a făcut ca naiba. Asta, că mai încerc o dată. Na, nu știu. La unde la mașini merge? Schema aia să fac așa un opt întors și... Ok, hai că a ajuns și mașina. Mamă, ce virează asta. Hai să băgăm în garaj și să o luăm pe cea clasică, să mergem să o tunăm. Băgăm pe asta, o băgăm în 26, dar trebuie să ieșim și să intrăm în 70, pentru că în 70 am comandat mașina, că aici nu mai erau locuri. Trebuie să mai iau un apartament și să mai scap de unele chestii din celălalt, de unele mașini să le vând. Adică de alea urâte, o să vă arăt ce mașini trebuie să vând eu. Sunt unele prea urâte, ca să merite să stea în garaj. Ha mă, 70. Imediat vă arăt, am două mașini urâte, care trebuie să le vând. Sunt de alea, nu știu, cred că mai mult de 1000 nu scop pe ele, de dolari. Uite, asta galbenă și aia verde de acolo, astea două. Astea le-am găsit pe stradă, gen. Dar bine, asta n-am găsit pe stradă, am găsit-o pe stradă, dar i-am schimbat eu. Bun, hai să vedem cum se tunează mașinuța asta, chiar sunt curios. Chiar sunt curios. Bun. Mergem aici. Ce mic e sau de motorul. Ia asta, stai așa. O să auziți totul foarte ciudat. Audio. Ia stați așa. Mamă, cum s-a auzit, mor după sunetul ăla. Nu, au rămas la audio. Cred că nu era așa, cred că e prea încet acum. Bă, nu de tot, mă. Așa era. Mamă, cum se aude, mamă, deci are motorul ăla care îmi place mie. Oh, zic că mă uit la viața cu lui, cum mergea ăla cu Rambler-ul. Mă unge pe suflet, mamă cum se aude.
Pupa rar, mamă, de-abia aștept, de-abia aștept să-mi fac 18 ani să-mi iau și mașina mea. Nu mai e mult. Vedeți acolo vloguri din mașină și chestii, o să vă placă. Dar mai avem de așteptat cam 7-8 luni, cam așa. Și de pentru cei care se întreabă ce mașină o să-mi iau, băi, am în vedere că mașina o iau din banii mei pe care i-am muncit. Și nu o să fie un ceva foarte sofisticat, o să fie un Volkswagen Golf 6 GTI ăla, frumosul din Most Wanted, dacă știți din FS Most Wanted 1, nu 2. Aia era mașina mea preferată de când mă jucam în FS Most Wanted prin 2005 ceva genul. Armor, normal, bossulică că îi punem armor. Mamă, și când vine, deci când vine DreamHack o să-mi dau comandă de un microfon, de la cum are și Rafael. Să vedeți ce bine o să se audă și de Link. Nu. Horn, standard, lăsăm standard. Lights, normal că punem xeoane. Color, layout și punem ăsta, bam, bam. Încă nu știm culoarea, plate-ul, respray-ul, după suspensia. Doar atât, ok. Transmisia la max, transmisia la maxim. Turbo normal. Bun. Wheels. Ok, este wheels. Wheel type. Băi, n-avem ceva gen clasic. Muscle. Cum sunt astea? Oh, nu. Mi-e trebuie ceva șmecher, mic, finuț, ceva genul, știți? Astea par așa, nu știu, nu dau de clasic. Vreau ceva clasic. Poate ai găsit la Lowrider, ia să vedem. Aha, ceva de genul caut. Îmi luăm astea. Ia să la tunnel ce naiba e. Ah, și pe ce găsim de astea cum vreau eu? Aici, ia să zic că mi-au părut mai șmechere unele. Mamă, păcat că nu le pot lua pe astea. Mamă, cum arătau astea. Uite, astea le voi lua. Tires, design. Hai să-i punem. Îi punem și bulletproof de ăsta, smoke, încă nu știu. Bun, hai să mergem la respray. Băi, sincer să fiu, pe asta vreau să fac roșie. Să rămân așa roșie. Dar nu roșul ăsta, ci altul. Metallic. Mamă, cum arată așa. Așa aș vrea să o fac. Dar nu știu sincer, mă mai uit un pic. Sau și așa arată șmecher. Sunt multe nuanțe, frate. Candy. O facem. O facem taxi. Race yellow. Sau să facem un... Oh my god, așa o fac. Albastru ăsta vreau să o fac. Fără doar și poate... Stai, no. Ne mai plimbăm un pic pe aici. Mereu avem niște nuanțe. Uite și cu verdele ăsta. Mamă. Așa ăsta arată șmecher. Așa rămâne. Numai că mă răzgândesc. Dar asta cum naiba să o facem? Albă? Să găsim tot ceva. Hai să facem ice white. Să facem așa cu alb. Bun, rămâne așa. Acum mergem la light. Neon kits color. Îi punem un gălbejiu de ăsta. Hai să punem un gălbejiu. Și acum mergem și la roți. Wheel color. Le facem albe. Albe tătuțu. Bun, băi, cam am terminat cu mașina, sincer să fiu, detunat. V-am zis că este o mașină clasică, nu știu câtora vă va plăcea. Mie nu chiar îmi place tipul ăsta de mașină. Numai cum se aude. Ia, stați așa, și eu mor după sunetul ăsta. Ia. Fai, mamă, cum se aude, nu știu, poate vouă nu vă place, dar... Eu nu ador sunetul ăsta. Mă duce cu gândul așa la ceva motor de la clasic și care sună prea bine. Uite aici stă Gizek.
Mamă, la limită, mamă, pentru uitați-vă aici. Mă, la limită, limită. Uite, aici stă Gize, dacă nu mă înșel eu. Ia, stați așa. Pe strada asta stă el. Știi cum se aude supresorul ăla? Ia, ia. Uite, aici. Mamă, deși... Uite, aici stă Gizek. Aș putea să cumpăr și eu apartamentul ăsta, dar nu știu. Vreau ca în următorul episod să-mi cumpăr un avion de aur, ceva de genul, și să vedem cum mergem noi cu el. Hai să ne ducem și noi mașinuța acasă. Uai, vai, mamă, cum de bine arată. O ador. Te ador, mașinuță. Deci dacă aș avea mașina asta în realitate, mamă, aș fi cel mai fericit om de lume. Dar nu mi-o pot permite. Doamne, cum se aude, nu mai pot, nu mai pot. Hai să mergem acasă fără GPS. Să simt noi străzile. Normal că am intrat ca fraierul ăla. E ușor, bă, să vii de la Gizek acasă la mine. Bă, dar și viază bine. I-am pus și turbo și dălea. Ia uite ce, hai tătuțu acasă, acasă e locul tău. În 70 o băgăm. Că nu mai avem loc în 26, trebuie să vând. I-am spart farul, dar nu-i bani. Băi, nu știu, mie îmi place sincer foarte, foarte, foarte mult. Cam ăsta a fost și episodul, știu că a fost un episod cam scurt de 11 minute, dar gândiți-vă că am muncit enorm de mult să realizez acest clip, pentru că eu am filmat într-o zi toate clipurile pentru voi, ca să aveți totuși conte de gameplay-uri. Eu am fost The Link și ne revedem curând. Momentul ăsta e sunat la DreamHack, deci pentru cei care sunt prin Cluj-Napoca, treceți și voi pe la DreamHack să ne întâlnim, facem o poză, vorbim, ne jucăm, pentru că mie chiar nu-mi place să comunic cu voi. Eu am fost The Link și ne revedem curând. Ciao!